Elevii din clasele terminale ale liceelor industriale au încheiat azi probele de competențe profesionale în vederea obținerii diplomei de tehnician nivelul 3. Cei care nu au restanțe de susținut vor intra luni în focurile examenelor de bacalaureat. Pe de altă parte, și elevii de clasa 8-a mai au doar câteva zile până la încheierea cursurilor. Spre deosebire de liceele teoretice, liceele tehnologice, după 4, respectiv 5 ani, oferă posibilitatea absolvenților de a pleca cu un certificat de calificare recunoscut pe piața muncii, ceea ce nu condiționează neapărat susținerea examenului și promovarea examenului de bacalaureat. Acest certificat de tehnician, în specializarea cursurilor pe care le-a urmat absolventul, îi dau posibilitatea angajării în eventualitatea găsirii unui post pe piața muncii. Asta este prima probă care se desfășoară în etapa aceasta de derulare a examenelor la absolvire. Săptămâna viitoare, luni, încep competențele lingvistice la limba română, oralul, urmând calendarul examenului de bacalaureat. Totodată, în această săptămână, termină absolvenții claselor a 8-a și ei urmând, de asemenea, un calendar cu privire la admiterea la licee, un calendar specific. Anul școlar 2011-2012 a avut 36 de săptămâni de cursuri, respectiv 177 de zile lucrătoare. Pentru elevii din clasele terminale, a 8-a, a 12-a și a 13-a, anul de învățământ a fost însă ceva mai scurt.